ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară. Din consultarea condiției de prezență, rezultă că toți consilierii sunt prezenți. Rog pe domnul președinte de ședință să supună spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Da, supune spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. În continuare, dau cu domnul primar pentru a prezenta ordinea de zi la ședința de astăzi. Încă o dată repet, bună ziua și bine ați venit. Pe ordinea de zi avem 9 puncte și v-aș ruga să dați aprobare unui referat. Pe ordinea de zi avem 9 puncte și vreau să suplimentăm încă cu un singur punct și anume aprobarea cheltuielilor care stau la baza distrugerii infrastructurii în urma inundațiilor din zile 24-25 până pe data de 26 din localitatea noastră. O să discutăm mai mult în urma proiectului și în urma procesului verbal încheiat de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență și stabilirea pagubilor. Dacă sunteți de acord, încă cu un punct suplimentar pe ordine de zi, nu va fi 9, ci 10 puncte. Cine este pentru? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al Comunei Dorfteana. Da. Primar. Se propune completarea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Dorfteana, județul Bacău, aprobat în hotărârea Consiliului Local numărul 2 pe 2001, cu poziția 224-225, conform anexei numărul 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Este vorba despre două terenuri care au fost date în concesiune de către noi, Primăria Comunei Dorfteana, și nu sunt trecute în inventarierea domeniului public. Și aș vrea să vă specific. Suprafața de teren de 960 de metri pătrați care a fost dat la Păcurița, în extravinalul localității Comunei Dorfteana, care a fost dat numitului Ciprian Taraș, și cealaltă suprafață teren care a fost dată lui Dănuț Boboc, băiatul care stă aici la bloc, o suprafață de 48 de metri pătrați, teren intravinant pentru construirea unui garaj. Au fost date cu 2 ani în urmă, dar nu a fost trecută în inventarierea domeniului public. Vă supun spre analiză și aprobare acest proiect, căci în inventarierea domeniului public trebuie să trecem la ora actuală numai cu cadastru. Dumnealor și-au făcut, efectuat cadastru și trebuie să facem completarea în inventarierea domeniului public. Dacă aveți discuții, vă rog. Discuții și în acest proiect. Trecem la vot. Cine este pentru? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dorfteana. Da, se propune transformarea unei funcții publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Dorfteana, după cum urmează. Vă dă citire, doamna secretar Spoleanu. Da, ID post 212478 din funcția publică de inspector superior clasa 1 cu studii superioare din cadrul biroului contabilitate, în referent asistent clasa 3 cu studii medii, în cadrul tot biroului de contabilitate. Deci, practic, transformăm o funcție din studii superioare în studii medii. Da. Care este și vacant. Comentarii pentru seama acestui proiect. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectul reabilitarea, modernizarea și dotarea cămilului cultural din satul Bogata, Comuna Dorfteana, județul Bacău. Da, se propun aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru implementarea proiectului reabilitarea, modernizarea și dotarea cămilului cultural din satul Bogata, Comuna Dorfteana, județul Bacău, în cadrul PNDR sub măsura 7.6, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, care este în valoare de 500.000 de euro fără TVA, valoarea exactă a indicatorilor și a investiției se va obține în urma studiilor de fezabilitate ce se vor realiza pentru depunerea cererii de finanțare. Se împuternicește primarul Comunei Dorfteana Ioan Bujor pentru a semna documentația necesară cu privire la depunerea proiectului menționat. Consiliul Local al Comunei Dorfteana, județul Bacău, consideră oportună, absolută și necesară realizarea proiectului și se angajează
se prevadă în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției sume necesare lucrărilor de achiziție aferente implementării proiectului. Consiliul Localul Comunei Dofteană, județul Bacău, se angajează să suporte de la bugetul local sumele necesare cofinanțării investiției, cât și cele pentru întreținerea, mentenanța, gestionarea sau repararea investițiilor, repararea investițiilor realizate pentru o perioadă de 10 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare. Accesul la investiția realizată va fi neîngrădită, nediscriminatorii, cu respectarea tuturor reglementărilor legale, numărul de locuitori care vor beneficia va fi 789 de locuitori, cei din satul Bogat. Primarul Comunei Dofteană, județul Bacău, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Da, știți destul de bine, este vorba despre căminul din satul Bogat, căminul cultural, care va intra în modernizare în baza unui proiect prin măsura 76, sub măsura 76. Avem nevoie de această hotărâre, cu studiul de fezabilitate este complet și în cursul zilei de azi, cel târziu mâine dimineață, va fi introdus acest proiect pentru reabilitarea căminului cultural din Bogata. Dacă aveți discuții, vă rog frumos. Discuții pe seama acestui proiect, supunem la vot, dacă nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiție, reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural în satul Bogata, Comuna Dofteană, județul Bacău. Da, deci încă o dată, ăsta este cel de-al doilea proiect care face același obiect, adică căminul cultural din Bogata și este vorba de indicatorii tehnico-economici. Și anume, suprafață cămin ce se va reabilita. Corpul 1, 212 metri pătrați, suprafață teren, 1128 de metri pătrați, indicatori economici, valoarea de investiție maximă, 500.000 de euro fără TVA, durata de realizare a investiției este de 24 de luni. Se împuternicește primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor, pentru a semna documentația necesară cu privire la depunerea proiectului menționat și de a gestiona și semna orice document pentru AFIR. Consiliul Local al Comunei Dofteana este exact același ce v-am citit mai înainte. Consiliul Local al Comunei Dofteana, județul Bacău, consideră oportună și absolută necesară realizarea proiectului și se angajează să prevadă în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției sume necesare pentru achiziția publică. Deci, cofinanțarea noastră este doar procedură de achiziție publică care necesită niște sume, dar ele nu sunt atât de mari. Vă rog dacă aveți discuție și la acest proiect. Valoarea o cunoașteți. Acum v-am spus și indicatorii tehnico-economici, se va reabilita 212 metri pătrați, suprafața de teren 1128 de metri pătrați, care se va amenaja acea parcare, care se va reabilita căminul interior, exterior, dotarea lui cu centrală termică, cu termosistem, probabil înlocuirea acoperișului în funcție de ceea ce va prevede studiul de fezabilitate. Inclusiv dotarea căminului cu aparatura necesară în interiorul acestei clădiri culturale. Discuții, vă rog mult. Discuții, dacă sunt pe seama acestui proiect. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu un număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâri privind aprobarea execuției bugetului local pe cele două secțiuni aferent trimestrului 1 al anului 2016. Da. E vorba despre cele două secțiuni, secțiune de dezvoltare și secțiune de funcționare. Știți destul de bine, secțiunea de funcționare este funcționarea instituției, ceea ce privește iluminat public, în ceea ce privește gospodăria comunală, furniturile de birou și tot ceea ce există pentru funcționarea aparatului. Apoi secțiunea de dezvoltare, investițiile pe care le avem și ceea ce am putut demara și consuma din sumele de bani, perioada lunilor ianuarie, februarie și martie. Deci vă propun spre analiză și aprobare secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe cele două secțiuni a trimestrului 1 în anul 2016. Discuții, vă rog. Discuții pe seama acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat un număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016. Se propune rectificarea bugetului local pe anul 2016 în baza Convenției de colaborare în cadrul proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate în județul Bacău
reprezentanța UNICEF România, a fost încasată suma de 200.000 de lei, 200 de milioane, pentru plata serviciilor comunitare integrate. Deci se vorbește despre contractul între noi și UNICEF, în care avem persoane ce fac acele investigații în localitatea noastră și completez acele chestionare în legătură cu copiii din localitatea noastră la fiecare familie. Vin sumele de la UNICEF pentru a asigura salariile și celelalte plăți care stau la baza consolidării și a funcționării acestui proiect. Dacă aveți discuții, vă rog. Da. Discuții, dacă sunteți seama acestui proiect, dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind finanțarea lucrărilor de cadastru a unui teren din domeniul public pentru amplasarea stației de epurare. Se propune finanțarea lucrărilor de cadastru a unui teren din domeniul public al Comunei Dofeana pentru amplasarea stației de epurare. V-aș da citire unui referat de către compartimentul de specialitate subsemnatul Băuriță Toma, șef de Romanagement Proiecting. În conformitate cu adresa numărul 2252 din 19 mai 2016 a SC CRAB regională de apă Bacău, prin care ne informează că în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014-2020 se demarează acțiunea de culegere de date direct de la unitățile administrative teritoriale incluse în proiectul prin implicarea mai multor echipe în mod simultan. Față de această situație, propun finanțarea lucrărilor de cadastru a unui teren din domeniul public pentru amplasarea stației de epurare. Vă dau citire la adresa care a fost primită săptămâna trecută la unitatea administrativ teritorială numărul 2252 din 19.05.2016 și scrie stimate domnule primar, în cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bacău, în perioada 2014-2020, consultantul Fichner, care realizează asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire, a demarat acțiunea de culegere de date direct de la unitățile administrative teritoriale incluse în proiect prin implicarea mai multor echipe în mod simultan. Vă mulțumim pentru deosebita dumneavoastră intenție a serviciilor din cadrul instituției pe care o conduceți și vă propun următorul program. Comuna Dofteana a fost propusă pentru investigații pe data de miercuri, 25 mai, orele 13. Din păcate, dumneavoastră a venit un pic mai devreme, a venit la ora 11. Vreau să informez Consiliul Local și cetățenii din localitatea noastră că au început investigațiile cu privire la canalizarea. Deci, vorba despre apă și apă uzată, așa se numește proiectul, pe o lungime de 40 de kilometri din post mediu, UIF, post mediu, așa, cu drept de extindere până la finalizarea lucrărilor. Adică extindere, vă explic exact, drumurile secundare vor fi aduse către drumurile principale, acolo unde vor fi conectați toți cetățenii localității Dofteana la canalizarea din Dofteana. Până în anul 2020 trebuie să fie gata lucrarea. Asta ar însemna că în anul 2016, până la 31 decembrie, să încheiem ceea ce înseamnă studiile de fezabilitate. Anul 2017, probabil cel târziu, achiziția publică și apoi demararea lucrărilor. Se va trage pe tot ceea ce există, orice uliță a satelor. Stația de epurare va avea loc lângă fosta stație de dezbenzinare cu subtraversare sub DN12 și inclusiv sub calea ferată. Așa. Două stații de pompare dincolo Trotuș, dinspre Larga Cucuieț, va pompa pe sub râul Trotuș în stație de epurare, inclusiv o stație de pompare va avea loc în satul Bogata. La ora actuală am făcut o copie după pugul localității, am amânat-o la această firmă care se ocupă cu aceste investigații. După pugul localității trebuie să facă un plan de situație care dumnealor face acest plan de situație și în funcție de plan de situație vor începe ridicările topo. Mai departe, aș vrea să informez Consiliul Local și cetățenii din localitatea Dofteana cu privire la confinanțarea Comunei Dofteana, care vom avea doar până în 2% confinanțare. Ni s-a alocat estimativ 5.800.000 de euro pentru canalizarea din localitatea noastră. Doar pentru început sunt aceste sume de la
Adib Bacău. Noi suntem în Adib Bacău și suntem prima comună din județul Bacău care începem această lucrare. Deci plinte primele. Bineînțeles, mai sunt și altele. Aici citesc să scrie programul de Târgu Ocna, Târgu Trotuș. Noi am intrat cu o investiție nouă și de acum încolo nu va fi un mare confort pentru localitatea noastră. Prima dată va fi un desconfort pentru faptul că se va excava, se va tăia în unele locuri asfaltul, dar în schimb vom obține noile condiții de trai a cetățenilor din localitatea noastră. Vă informez că aceste rețele de canalizare vor fi pe ambele firuri, stânga-dreapta a drumului județean, stânga-dreapta a drumului național, inclusiv în localitățile celelalte, mă refer în statele Larga, Cucuiesc, Bogata, Hăgheac, Seaca, Ștefan Vodă. Investiția este destul de mare, de durată până în anul 2020 va fi gata. Dacă aveți dumneavoastră discuții cu privire la acest proiect. Da, discuții pe seama acestui proiect. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, s-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local cu suma de 30 de lei pentru fiecare veteran și văduvă de veteran de război în vederea organizării Zilei Eroilor din 9 iunie 2016. Pentru organizarea Zilei Eroilor se propun următoarele măsuri. Mobilizarea tuturor școlilor din comună pentru a pregăti scurte programe artistice în cinstea acestei sărbători. Mobilizarea tuturor cadrelor didactice în vederea participării acestora cu coroane de flori. Participarea la manifestare și depunerea coroanei de flori de către toate instituțiile de bază din comună. Invitației adresate preoților din comună pentru a oficia o slujbă de pomenire în cinstea eroilor căzuți în luptă. Participarea tuturor consilierilor locali în vederea bunei desfășurări a acestei manifestații și aprobarea de la bugetul local cu o finanțare de 30 de lei, 300 de mii în bani vechi pentru 53 de persoane care vor beneficia de acest premiu. Dacă dumneavoastră aveți discuții. Da, discuții pe seama acestui proiect. Cine este pentru? Împotrivă? S-a votat cu număr de 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat public-privat între Primăria Comunei Dofteana și SECE Rămânița Prot SRL Dărmănești. Da, se propune aprobarea unui parteneriat public-privat între Primăria Comunei Dofteana și SECE Rămânița Prot SRL Dărmănești pentru derularea în comun a unor evenimente de interes public și privat, de activități cultural-artistice, sărbători diverse, ocazii, zilele comunei și alte acțiuni care vor sta la baza activităților culturale din localitatea noastră. Avem și referatul întocmit de către SECE Rămânița SRL și aș vrea chiar să avem o discuție în ceea ce vrește situația asta. Vă rog. Da, discuții pe seama acestui. Stimați consilieri, vreau să mă adresez dumneavoastră întrucât s-a discutat și se discută că la consiliile locale, la Dofteana, nu sunt dezbateri. Și cine discută, aș vrea să vă domnul Dizdrobitu și ceilalți care sunteți, discutați despre așa ceva. Discuții, nu, haideți. Nu înțeleg la ce vă referiți prin ceea ce a spus. Nu înțeleg, dar la ședința și comisia ați participat? Da. Da? Și? N-ați înțeles? Păi nu, dar am fost aici și nu înțeleg la ce v-ați referit, că m-ați referit la mine. Dumneavoastră sunteți consilier încă la Primăria Comunitatea. Da. Și vreau să dezbateți acest subiect. Dezbatem. Haideți, spuneți. Păi dacă are cineva de spus, poate să spun. Eu n-am nimic de spus. Nu aveți nimic. Sunteți de acord cu acest proiect? De ce nu? Domnul Amarini, sunteți de acord cu acest proiect? Da, domnul Bujor. Bravo. Ce vreau să vă spun? Stimați cetățeni, inclusiv consilieri locali, vă adresez următorul aspect. Întrucât suntem la ultima ședință a Consiliului Local, acest Consiliu Local care încheiem astăzi, probabil e posibil, dacă va mai fi nevoie de o ședință extraordinară până la noile alegeri și așezarea noii conduceri a Primăriei Comunei Dofteana, în calitate de primar nu sunt de acord cu așa ceva. Ceilalți consilieri sunteți de acord cu așa ceva? Nu.
Deci nu sunteți de acord. Propun spre analiză și aprobare acest proiect după așezarea noii conduceri a primăriei Comunei Doctena și a noului Consiliu Local, că aici trebuie să ții câteva angajamente în calitate de unitate administrativ-teritorială și din motivul ăsta, v-am spus, domnul Dizdrobitu, trebuie să studiați legea și ceilalți, să studiați destul de bine, un parteneriat public-privat implică un contract și niște angajamente. De cel ce au făcut acest referat, se cer Romanița, Crot, SRL. Nu se poate așa ceva, întrucât solicită ca noi să asigurăm curățenia în interiorul parcului și nu putem să ne ducem cu beneficiarii legii 416 pe o proprietate privată să-i facem noi curățenii, să-i investim sume de bani. Lucrurile astea. Celelalte lucruri, o cununie civilă nu poate să aibă loc acolo numai în condițiile în care solicită persoana respectivă și plătește taxă pentru deplasarea ofițerului de stare civilă la distanța respectivă să oficieze. În aceste condiții, propun spre analiză și aprobare la următorul la următoarea ședință a Consiliului Local și anularea ei de pe ordine de zi. Dacă aveți discuții. SC Romanița SRL a fost acționată în instanță începând cu data de vineri dimineața, data de 27, dacă zic bine, așa parcă așa au fost. Așa, am primit adresa pe e-mail, suntem în litigiu cu dumnealor și s-ar crea un conflict probabil de interese. Vom studia împreună cu juriștii noștri dacă acest parteneria public-privat este și respectă prevederile legale. Vă rog discuții, dacă discuții, dacă sunt. Aș propune amânarea acestui proiect până la soluționarea litigiului măcar. Avem litigiul între primărie, între primăria Dofteana și această societate. Până la soluționarea litigiului, propun o amânare. Dacă după soluționarea litigiului este o portiță și este posibil, s-o face. Noi suntem cu două procese. Deci ne judecăm. Acum avem două acțiuni, plus una care era înainte cu moștenitorii postului primar. Moștenitorii deci după... Probabil procesul care acum va avea loc pe rol va suspenda celelalte acțiuni în instanță și cât va dura asta va depinde de instanțele judecate, nu putem să ne pronunțăm. Până la soluționarea litigiului. Dar nouă Consiliul Local va stabili noile reguli, atunci poate ceilalți poate să anuleze hotărârea noastră care am luat-o astăzi și poate să propună altceva. Da, altceva. Altcineva, vă rog. Discuții pe seama acestui proiect. Trecem. Cine este împotriva acestui proiect? Nu, și amânare. Cine este pentru amânare? Pentru amânare. Da, cine este pentru amânare acestui proiect? Da, cu numărul 17 consilieri. Trecem la punctul numărul 10. Domnule primar. Da. Am o referat de la compartimentul de specialitate, vă rog frumos să o citiți, că ați fost și eu. Da. Subsemnată în surățelul Maria Georgiana, în calitate de inspector în cadrul biroului management proiecte, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice, vă aduc la cunoștință faptul că în urma ploilor abundente, care au căzut în perioada 23-27 mai 2016, au fost constatate o serie de pagube la nivelul drumurilor, podețelor și altor căi de acces de pe raza comunei. Aceste pagube au fost constatate prin procesul verbal numărul 6687 din data de 27 mai 2016 și de Comisia de Constatare a Pagubelor numită prin dispoziția primarului numărul 263 din 25 mai 2016. Vă rog să aprobați alocarea sumelor necesare pentru remedierea problemelor depistate de Comisia de Constatare a Pagubelor. Poduri, podețe, drumuri, punți pietonale, consolidări de maluri, devieri de râuri, construirea gabioane. Pentru aceste intervenții de urgență în teren, este necesar totodată suplimentarea cheltuielilor pentru orele de funcționare buldo-excavator, închirierea utilaje pentru construcție. Da, aici avem un proces verbal, un proces verbal încheiat de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, care ne-am deplasat în teritoriu. Acest proces verbal a ajuns și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, inclusiv la Prefectura Județului Bacău. Și procesul verbal, vi dau citire imediat. Proces verbal de constatare a pagubilor. Comisia de evaluare a pagubilor provocate de ploile abundente din data de 24-25 mai 2016, numită prin dispoziția primarului numărul 263 din 25-5-2016,
formată din domnul Bujor Ioan, primarul Comunei Dofteana, doamna Camara Dana, viceprimar, domnul Cimpoieșu Claudiu Marian, șef SVSU al Comunei Dofteana, domnul Boriță Toma, șef Biro Management Proiecte, domnul Dumitrache Soriș, șef Poliție Locală, în urma verificărilor în teren, a constatat următoarele. În satul Cucuieț, pârâul Varea Codului a erodat malurile în zona Bolai Ion, iar în zona Varea Codului, Cărpiniș și Iorga, drumuri vicinale au fost erodate de torenți. În satul Larga, pârâul Larga, a erodat grav drumul de pe Valea Lărgii, în punctele Vasile Apostol, Valea Ursului, Folga Nicolai, circulația fiind închisă. Iar intersecția DC149A cu ulița Apostol Nicolai a fost colmatată. În satul Ștefan Vodă, pârâul Doftenița a afectat punțile Olaru, Bratu și Negri. În satul Seaca, pârâul Seaca a erodat apărarea de mal în drumul comunal DC131A în zona Coma și au fost erodate drumurile vecinare de Torenți, Cambei și Mișca. În satul Dofteana, pârâul Dofteana a distrus puntea Balaban și a izolat 5 gospodării, puntea Chiriac din spatele BVN Promovela distrusă, iar pârâul Seaca a erodat trecerea prin Vad lângă puntea Hârbean, sub Osoi. În satul Hădeac, pârâul Dofteana a distrus puntea de la Antohii, a erodat malul de la Cocervă și Țuștiu și în drumul comunal în zona Păcurița. Atașăm fotografii în zone afectate de aceste inundații pentru a fi transmise la Comitetul Local a județului Bacău pentru situații de urgență. Semnează comisia. Vrem să vă spunem că ne-am deplasat la locul fapte. Avem ceea ce trebuie. Avem pozele stabilite și când se va pronunța prin dispoziția prefectului, va veni și o comisie în teren și vor stabili și vor evalua pagubile care sunt. Nu avem pagube umane, de materiale avem destul de suficiente. Ceea ce vă citi doamna viceprimar, e vorba despre suplimentarea, așa zis, a cheltuielor pentru refacerea infrastructurii. Înainte de a intra în ședință, am vorbit cu șeful ocolului Silvic, domnul Hadarag Emil, în care pe Valea Lărge va dispune un buldo-excavator mare sau un excavator mare sau un buldozer să putem să refacem, să se poată trece la pădure, să poată meargă oamenii, că luna viitoare vor începe să cosească și alte munci agricole. Drumul care face legătura și lucrăm la acest proiect din DN12A, pe nou pod care îl construim la ora actuală peste râul Trotuș, prevede până la bariera silvică la Fulga Neculai, drum pe 3,2 km, deci 3 km și ceva, dar consolidarea marilor pe 1000 de metri cu gabioane. Deci vor fi 1000 de metri liniar de gabioane. Exact. Dar acest drum va fi finanțat prin ordonanța 28-2013 și dacă lucrările vor începe, lucrurile acestea nu se știe când vor începe. Dar până atunci nu putem să stăm cu mâna în buzunar, reabilităm ceea ce putem noi cu surse proprii, în regie proprii, cu lucrătorii primăriei Comunei Dofteana. Dacă dumneavoastră aveți cunoștință despre alte râuri, să zic așa, erodări de maluri și trebuie neapărat consolidate și aveți informații, vă rugăm să veniți, ne deplasăm la locul fapte, încheiem un nou proces verbal, ne permite legea și retrimitem la Prefectura Județului Bacău și la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Dacă aveți discuții cu privire la acest proiect suplimentat pe ordine de zi. Discuții pe seama acestui proiect. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a votat cu număr de 17 voturi. Da. Vreau să informez opinia publică și pe dumneavoastră căci în cursul săptămânii astea, dacă timpul va fi favorabil, vom turna cele două straturi de asfalt în satul Bogata, în funcție de vreme. Vreau să vă informez următoarele aspecte. Parcurgând mai multe ședințe prin toate satele localității, mi s-a ridicat niște întrebări în care am avut și răspunsurile, dar în care a trebuit să mă și documentez pentru a le da răspunsurile. În legătură cu ce? Cu aprovizionarea cu lemne de foc din proprietatea ocolului Silviș a Regiei Naționale a Pădurilor, vă pot da următorul răspuns. Cetățenii din localitate au nevoie de lemne, dar în conformitate cu noul cod silvic, nu ți se permite să mergi cu căruța în pădure decât să ridici lemnele de la drum auto. Noul amenajament silvic, care a fost făcut la nivel de bazin de exploatare forestieră din localitatea noastră, a stabilit următoarele reguli. La fabrica veche sunt lemne trase în marginea drumului. Într-adevăr,
cam departe. Prețul, mi s-a comunicat de către șeful Colului Silviu, este de 130-135 de lei fără TVA la drum auto. Acum am vorbit înainte de a intra în ședință. La Bogata sunt lemne trase și domnul Valcanu, pe marginea drumului, la dispoziția cetățenilor, este și aproape. La Larga, același lucru, au rămas lemne din toamna anului 2015, trase la drum auto și urmează a fi transportate în momentul când vom încheia cu reabilitarea drumurilor, apoi poate să meargă cetățenii să-l ridice lemne de acolo. La propunerea cetățenilor localitate, inclusiv a mea personală, am vorbit cu șeful de acolo, o să-i punem un teren probabil la dispoziție în zona Păcurița, întrucât cei de la Petrom sunt în restrângere de activitate și vor amenaja un depozit de lemne acolo unde vor fi arate lemnele și se va vinde în funcție de cantitatea care își dorește fiecare. O altă discuție pe care am avut cu șeful de acolo și s-a stabilit următoarele reguli. Se permite cu căruțele în pădure, cei care doresc să meargă la curățat, acolo unde sunt zone de curățat, lemnul este mai subțire, le permite să-l pune, să-l încarce în căruțele lor și să le transporte acasă. Rezultatele astea pot să vi le dau cu privire de aprovizionarea cu lemne de foc. Dumneavoastră, dacă aveți alte discuții. Stimați consilieri, astăzi este ultima zi și ultima ședință a Consiliului Local. Dacă se mai întâmplă ca până la noile alegeri, săptămâna asta, să avem nevoie de o ședință extraordinară, vă voi comunica. Curs, dar în calitate un drum destul de lung de 4 ani împreună cu dumneavoastră, acei consilieri, toți indiferent de coloratura politică, care ați dat aprobări pentru acele hotărâri a Consiliului Local în care noi, în localitatea noastră, am dezvoltat localitatea în funcție de posibilitățile financiare și am îmbunătățit condițiile de trai cetățenilor din localitatea noastră. Sigur, împreună ne asumăm și eșecurile, că nu ai cum să nu ai eșecuri și mă gândesc la faptul cel ce muncește greșește, cel ce nu muncește nu greșește, în care avem greșelile noastre. S-a făcut tot ceea ce mi s-a stat în putință, toți am mers pe același drum, am gândit diferit fiecare, dar am pus la masa discuțiilor și a negocierilor toate proiectele de hotărâre care au stabilit împreună, atât dumneavoastră, cât și comisiile de specialitate, atât aparatul de specialitate al primarului, împreună cu mine și cu doamna viceprimar, am făcut ceea ce ne-a stat în putință. Eu, în calitate de primar și reprezentant al comunității, vă mulțumesc pentru toate hotărârile pe care ați dat aprobări, inclusiv și pentru cele care nu s-au putut da aprobări și vă doresc tuturor, la data de 5, să vă aducă numai bucurii și vă doresc succes. Vă mulțumesc!